O zi în Hauger o zi în care iarăși trebuie să vindecăm pe cineva de measles. <laughs> Aparent că roșul nostru Hazel o făcut cumva și sunt a îmbolnăvit. Și ne cere să facem un spital. Noroc că am avut de data trecută mai, mulți, mai multe flori din astea roșii și flori galbene și chiar avem aici lângă noi că l măriata încât să le dăm sătenilor noștri să își revină din... să se vindece mai degrabă de, de bolile lor. Dar cred că cel mai și cel mai bine ar fi să facem un spital, după cum ne tot cer de ceva timp încoace să teni de aici din Hauger. Însă înainte să facem treaba respectivă trebuie să ne ocupăm totuși de alte câteva chestiuțe. Dacă dăm aici și ne uităm... Oh, avem din Tetra o okay. Deci avem câteva de astea de obținut, de, de câteva quest-uri de... de, luat. Nice. Le-am luat pe toate. Aveam din Tetra și din Naiba mai știu ce. Însă pe noi ne interesează mai colonii aici. Și vedem că următoarea treabă ar fi să facem o universitate. Deci ăsta ar fi următorul nostru goal, următorul nostru cel. Din păcate nu cred că avem destui oameni în uh, satul nostru încât să reușesc să fac un, uh, o universitate. Și să avem și muncitori acolo. Tu de ce suferi pentru numele lui Franz? Hai, nu pot să cred. Uh, pot să pun asta aici? o parte din cel puțin. Trebuie să mă duc acum să sar în apă iarăși, să-mi ud ciubotele <gântări> și chiloții, să face roze o bucățică de kelp. Kelp, 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 și kelp, și kelp. Vine cu După care, cred că cea mai bună idee ar fi următoarea. Odată să dăm un upgrade la clădirea constructorului de aici din sat. Cred că aia ar fi una dintre cele mai bune idei pe care aș putea să o am în momentul de față că odată ce dăm apări la clădirea respectivă, putem să dăm apări la turnurile astea la level 3, să le dăm armuri de fier, cred că și săbii de fier sătenilor noștri, naiților noștri, cavalerilor. Și putem să upgradăm până și uh, tăietorul de lemne și uh, mina noastră, sau minerul sau ceva de genul ăla, ca să facă treaba cât mai bună. Uh, ia de aici, inventar, ține asta și ups, ține și astea două. There you go. vindecă deci, ce dăm upgrade la asta la level 3, putem să dăm upgrade și la mai multe chestii de pe aici de prin start, la level 3. După care, cred că ar fi o idee foarte bună să dăm upgrade la căsuțele astea. Build options. La astea pot să le dau upgrade la level 2. Și din ce văd eu pe aici, nu-mi cere foarte, foarte multe chestii. Îmi cere niște... ok, deci îmi cere niște covor negru și îmi cere Oak Bookshelves. Nu știu sigur dacă am eu posibilitatea să le fac Bookshelves. Cred că am luat de pe undeva cărți. Nu mai țin minte dacă am găsit sau nu pe undeva cărți. Trebuie să mă uit prin toate ghiozdanele și toate chestiile pe care le-am pe aici. Uite aici am o carte înceantată. Din coace... Da, n-am prea mare lucru. Nu prea mare lucru. Prea... Mi s-a dus din baromână, au plecat. O fugi de mine! Și pe aici arăși pare că nu prea am cărți, decât în ce -am o, Aici avem două cărți, e bun. Avem două cărți, 25 de bucăți de piele și 6 bucățele de paper. Ok, nu e nu așa rău, nu e așa rău. Și prima dată, și prima dată upgrade la chestia asta. Chestia asta, ca să-i dăm un upgrade, build options, o să avem nevoie de mossy cobblestone, avem uh, jungle log, măi, și jungle planks. De unde fac eu de alea? Polish Granite ar trebui să am. Greyul se poate face super ușor. Acacia. Ah, trebuie să mă duc într-o aventură să caut Dark Oak, aparent. Să caut Acacia și să caut Jungle. Ah. Nu știu dacă aveam să chef de aventuri. Ok, Dark Oak avem. E bine. Avem Dark Oak, dar nu avem Acacia și nu avem nici Jungle. Unde aș putea să găsesc Acacia și Jungle? Nu am găsit o junglă, însă am găsit o mlaștină, de unde am și luat deja niște micuțe chestii, adică am luat niște noroi, niște mangrov, cu mangrov și cu câteva saplinguri de mangrov, ceea ce este foarte, foarte bine. Am bătut și o vrăjitoare și cred că e și pisica e pe aici, pe undeva, prin zona ar trebui să fie. Nu știu ce ruine sunt asta tot am găsit ruine și chestii pe aici, pe acolo. Bănuiesc că sunt ruine legate de swampurile astea, dar Naiba știe ce se întâmplă cu ele, fiindcă nu am explorat prea mult. Ui, un zombi. Din cauza că am văzut în partea asta acacia. Și vreau să mă o să fac roze acacia. Și în teorie, pe lângă zonele de acacia, ar trebui să fie și jungle. Am vrut să dau zoom. <laughs> Uite, acolo avem și jungle. Mamă, nici nu mă așteptam să le găsesc chiar așa de ușor și chiar așa de repede. Am mers ce drept ceva, dacă ne uităm aici, am mers un pic cu barca. Aici e zona noastră, în mod normal, aici e, e haugurul haugur nostru. Văd că avem un templu lângă. Astea de aici cred că sunt ceva structuri legate de modul, modul ăsta tetra, dacă bine mi-amintesc eu. Și aici am mai găsit un templu subacvatic și aici încă o chestie care seamănă cu o piramidă. Nu știu sigur ce e, nici nu am vrut să o explorez. Aici văd că avem o corabie. N-am vrut încă să o explorez, fiindcă mi se pare că stau destul de prost pe partea de armuri și enchanturi și chestii. Deci, bine, enchanturi nici măcar nu avem, dar pe partea de armuri stăm destul, destul de prost. Așa că am zis, bă, băiatule, nu mai stau să-mi bat capul, mă duc direct în zona în care am eu nevoie. Și mă o să văd dacă găsesc ceva. Adică practic am tot dat la vâsle, la barca, aia până în momentul în care am ajuns într-o zonă de genul ăsta și am reușit să găsesc uh, zise. u, canguri! <laughs> am reușit să găsesc canguri. <laughs> oh, Jesus, s-am fost distras, mă scuzați. Am reușit să găsesc chestia asta, cum îi spune, savana, așa, savana. M uit cuvintele, îmbătrânesc, mi se duce mintea pe plută. Ok, ah, avem și niște lemni din astea, ar fi bine să luăm și chestiuțele astea, fiindcă acasă, din câte știu eu, nu cred că avem. Și asta înseamnă că o să putem să facem hârtie și să facem cărți și să facem mai departe, cum le spune Bookshelf-urile alea pentru a da upgrade la căsuțele noastre. Voi sunteți prietenoși sau sunteți periculoși? Că nu mai mă aduc aminte. Sunteți prietenoși, aparent. Dar nu mai știu cu ce doamne vă îmblânzea. O să trebuia să mă uit iarăși un pic la chestia aia cu Alex Mobs să văd cum se îmblânzeau animalele de pe aici. Vanilla Vine. Ok. Aparent îți dă the... poison chestia asta dacă o spargi. a îți dă poison dacă o iei în inventar sau îți dă poison dacă o spargi pur și simplu. A, lasă-i a Poison pe jos în momentul în care o spargi. Ok, that's something. Nu știu sigur ce faci cu astea, dar totuși am zis să le iau. <laughs> Sper să nu mor acum de la Poison. <laughs> Jesus. Nu vreau să mor, că nu vreau să mă întorc. și aici să fug prin apă, să fug. Auzi-le puf, puf. Să trebuiască să chiar 500 de miliarde de ani. Atât am scăpat de Poison, mulțumesc frumos. Ok, o peșteră acolo jos, văd că. Și în partea asta, la avem niște copaci de junglă. Ăștia ne interesează ca să putem să ne facem treaba mai departe cu șmecherosul nostru de băiat. Tomato. Spună bine. Toate chestiile pe care le-am găsit până acum legate de mâncare le-am adunat. Indiferent că era vorba despre tomate sau alte chestii, tot tot, 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 ce ține de mâncare, tot, tot, tot am adunat. Ok, până aici suntem bine. Diamond Hope Peak Mattock. Ok, Asta înseamnă că am dat ceva level up la, la chestia asta ce o tot folosesc eu. Meta cu ăsta sau cum domnul spune. Hmm, interesting. Devine tetrau din ce în ce mai interesant pentru mine. Seamănă, adevărul este că, din ce mi-a spus și voi prin comentarii, seamănă destul de mult cu uh, modul ăla, tot așa, cu, for, cu, Forge și cu chestii de genul. Nu mai simte cum îi spune. Am lapsusuri în momentul de față. Dar seamănă destul de bine cu, cu modul respectiv, exact așa se întâmplă așa acolo, Puteți să-ți faci uneltele și mânerele și toate chestiuțele astea din diferite materiale și să dai level up la ele și să pui uh, uh, diferite, între ghilimele, să zicem enchant -uri. dar de fapt mai degrabă erau upgrade-uri acolo. Uite o banană, frate! I got a banana! It's my banana now! <laughs> Unde nu? Unde sunteți? Unde sunteți cangurilor? Nu vă trebuie o banană? Hai să facem schimb. Eu vă dau o banană, voi îmi dați loialitatea voastră pe veci. Placă? You shall die. Thank you. Uite ce frumos, mai. Avem aici elefanți, mai încolo un picuț m-am întâlnit cu rinoceri, avem canguri, avem... Cred că alea păsări emu, dacă nu mă șel eu cât de frumos poate să fie în savana. Și eu m-am pus fix în, în, cea, mai, cea mai cea chestie acolo, unde e frig, îți îngheață chicioarele, îți îngheață mâinile. <tio> Dacă știam, dar trebuie să venim, acum că am descoperit chestia asta, savana asta așa mare și frumoasă, trebuie să venim până la urmă să facem ceva și aici, în, în, savana asta. Nu se poate, domnule, nu se poate să stăm numai acolo și să avem un sat, cum îi spune, polimolice salea. What are you? Ce pui mai de omiz în notătoare sunteți voi? Aveți treabă cu mine sau... O să trec? A, parem pot să trec liniștit. Se bat cu peștea astea or something like that. Bă... Da, cred că uite după pește largă. Cu mine n-au nicio treabă. Aia e Ha, cât de interesant. Ce mișto și ce frumos. Ne, ne, că am luat și niște fără să vreau. Aruncă pești în sus din apă și îi omoară? Da, mă, uită -te și tu. Ha! Ce tare. Dar cred că sunt ceva crap. Ce sunteți voi, de fapt? Ha? Dacă mă la voi, nu mi arată. Ah, mantis shrimp. Ok, deci sunt niște shrimp. Niște creveți, practic. Sunt creveți, mă, băiatul. Băi, câte lucruri interesante pe aici, prin toate baiamurile astea. Vezi ce înseamnă să nu explorezi? să stai numai acolo în satul tău, trebuie să ieși mai des, e musai, e mandatory, cum s-ar zice. Am găsit și o, o un toolbox și toolbox-ul ăsta aparent e din Create și poate să țină anumite scule și unelte și treburi și chestii și arată destul de mișto. Dar vreau să ajung acum acasă să începem să dăm upgrade la lucruri, să dăm upgrade la um, căsuța um, sau cum se spune, atelierul constructorului de prin sat, și să ne apucăm să dăm upgrade și la casele alea ca să putem să facem roze cât mai mulți săteni și să putem să ne facem și noi o universitate și un... cum îi spunem? Hello? Nu, no, nu vreau să mă bag cu tine. Și un spital până la urmă, urme, ca să nu ne mai batem capul cu vindecarea sătenilor. Iată ne întorci din vacanță, mă rog, mai degrabă expediție, cu ghiozanele pline, am strâns aici tot ce-mi trebuie și ăsta din spate, ăsta din spate a trebuit să-l golesc la un moment dat, <laughs> trebuie să ved, trebuie să văd un picuț cam pe unde o să-l golesc. Luăm chestiuța asta de aici, asta o aruncăm aici, am găsit niște rainbow jelly, dacă bine mi-aduc eu aminte de pe Park City, cred că, Poți să dai cu ăsta pe un player și să se transforme cumva? Adică să prindă o culoare? <l> sau să devină colorat în mai multe feluri? Nu știu dacă pot să fac chestia aia singur sau trebuie să dea cineva cu, cu trebuța respectivă pe mine. Pe undeva pe aici ar trebui să avem piele. Uite așa, avem piele aici. Bun. Și acum, cred că pot să fac treaba asta. Pot să vin aici, pot să dau build options și să dăm un upgrade. Frumos și elegant. După ce tânărul... Cum îl cheamă? Am și uitat cum îl cheamă. Cum, cum îl cheamă pe băiatul de aici? De când am mai fost pe aici, pe harta asta, și uita cum îl cheamă? Unde mă? William, George, Vasile, Ionuț. Cum te cheamă? Că am și uitat. Tu erai? Ah, da, el era. Eric, așa, Eric. Eric, băiatule. Băiatul Eric mă ghi, Uite cum îi umblă așa, într-o parte în alta. Bl -bl 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 -bl. Ce faci, mă? Ai băut azi noapte? Vin aici și apucă-te să-ți construiești schema asta. Să vedem cam ce materiale ai tu nevoie. Bun. Ne putem uita aici, vedem de ce materiale are nevoie. Spruce, chestii, treburi, socoteri, black bull. văd că avem deja. Spruce, Sprus, ne mai trebuie polish, granite, polish, diorite și polish and the side. Astea, dacă țin eu bine minte, am făcut rost de, de undeva și nu știu sigur dacă sunt aici sau le avem în alte locuri. Posibil să fie puse în alte locuri, dar ce pot să fac eu cu tine în momentul de față este să-ți mai arunc niște black bull acolo, să-ți mai arunc niște dark oak acolo, just in case o să ai nevoie de jungle parcă și de acacia, nu? Așa că facem treaba asta, pac, să avem câteva de -astea de acacia și facem treaba asta să avem câteva de jungle. Îți aruncăm aici, uite așa, jungle wood -ul. Excelent. Și ne uităm de ce mai ai nevoie. Ai nevoie de brown wool. Uh, pentru a trebuie... Uh, am luat cocobins oare de acolo? Nu cred că am luat cocobins. Moly. O să-i trebuiască sunt stairs, o să-i trebuiască niște spruce fence-uri, de-alea putem să facem rost și verde, bo... green, g, unești mai, g, -r e, e, n. Ne trebuie green dye ăsta pe care îl putem obține din albastru și galben. Ok, asta am. Deci asta am. Pot să facem rost de albastru și de galben. Nu aveam cactus. Și Moscorul, Moscorul, ok, nici Moscorul nu am. Deci, practic, din tomato shrub aș putea să fac, iarăși green. Ok. Ce ne mai arată pe aici? Aha. Nu am fern și nu am nici rose bush, dar n-am niciun crushing case de asta în momentul de față. Că văd că aș putea să arunc o grămadă de case în crushing-ul ca să ne dea. Ok. Mm, da, nici de asta nu avem. Craft dice, bla, bla bla. Ok, nu ne interesează. Deci, practic. Good day to YouTube. To you pot să fac din blue dice și din yellow dice, pot să fac roz de chestia respectivă și din ce am văzut, cred că îmi trebuie doar o bucățică de green wool. Acum, brown. b r o w n Brown, din ce putem noi să facem în afară de cocoa beans? Îmi și arată right. pe aici, prima? Uite, brown dice, ok. Pot să fac din portocaliu și negru. Stas. Stas. Ca să nu trebuiască să mai duc până în, în Congo Bengalia după niște chestii, pot să le fac astea din alte lucruri. Excelent. Deci, albastru și cu galben, ceea ce înseamnă că facem treaba asta și pe aici pe undeva ar trebui să avem lapis, dacă nu am chiar aici. Uite așa, lapis. Perfect. Astea două ar trebui să ne creeze verde. Excelent. Și negru împreună cu ce era? negru cu portocaliu. Ok, portocaliu se face așa. Din ăsta și din ăsta o să obținem noi portocaliu. Și acum o să trebuiască să fac roșu de niște charcoal. Dacă mi-amintesc eu bine. Undeva pe aici ar trebui să avem și charcoal. Cred că la restaurant, probabil. Dacă nu avem cărbune. Din cărbune oare pot să fac treaba aia sau nu trebuie neapărat charcoal? Ia unde ești? un pic, că e rândul meu să iau cină aici. <laughs> Undeva pe aici ar trebui să am, în teorie, niște cărbune. A, ah, e numai acolo. Ok. Bine, mă duc eu să caut uh, cercolul, ca să pot să-mi fac uh, și culoarea cealaltă de care am nevoie, să-mi colorez lâna, să o duc la băiatul meu și în același timp se fac și câteva spruns fensuri împreună cu câteva cobblestone stairs. Bada bim, bada bum, tânărul Eric și-o terminat treaba. Avem uh, dita mai construcție, aș putea să zic. <laughs> e mai mare și decât primăria, uite și tu acolo. Bine, oricum e cu două blocuri mai sus pusă, dar nu contează. Avem un turn aparent mai nou la chestia asta și nu înțeleg ce se întâmplă aici. A tare ciudată arată schemuța asta de aici. Însă avem un turn. A, probabil gheara asta. Ce faci mă acolo sus, mă? Bezmeticul satului. Asta vrea să fie un candelabru sau vrea să fie o gheară care coboară și ia lemn de aici? Sau... Nu pot să-mi dau seama. Indiferent. Oricum ar fi. A, pentru asta aparent eu trebuie toate chestiuțele astea, toate blocurile astea dubioase și toate lemnele de toate felurile și culorile ca să le aibă expuse pe aici, să se dea mare, că e mare șef constructor aici pe satul nostru din ce putem să vedem. Acum după ce am dat upgrade la, uh, cum îi spune, shack-ul ăsta la, nici nu pot să zic shack, e atelier așa, cred că atelier ar fi cel mai bine. După ce am dat upgrade la atelierul constructorului, bine ar fi să mergem frumușel pe la fiecare casă, să dăm upgrade și la astea, la level 2, în ideea în care probabil o să poată să țină mult mai mulți cetățeni. Adică aici din ce puteți să vedem, poate, poate să țină unul din unul și îi un alt tip Eric, care aparent este tăietorul nostru de lemne sau pădurarul mai degrabă. Și dacă mergem aici la Build Options, vedem că ne trebuie niște cobblestone walls, niște oak planks, spruce logs, spruce stairs, leathers, adică scări. Ok, ne mai trebuie încă două paturi, niște stained glass, carpet, un quadrant, chestii pe care putem să le facem, chestii de care putem face rost. Speranța mea este că în momentul în care eu îi dau upgrade la căsuța asta, să poată să mai țină încă un cetățean înăuntru ei. Chestia aia ar fi foarte mișto. Și atunci să avem ca și o familie sau ceva de genul acolo. Ok, deci black carpet, ăla nu se pune problema că avem oiți aici și cred eu că am lăsat pe aici niște lână din care pot să fac, uite așa, niște black carpets. Easy does it. Pac, pac și am rezolvat problema cu Black Carpets. Quadran ne trebuie cobblestone wall-uri și ne trebuie, bineînțeles, în chestiuțele celelalte. De cobblestone wall-uri o să putem să facem rost fără nicio problemă. Ce mă interesează pe mine în momentul de față este să luăm tot fierul pe care îl găsim noi pe aici. În esență și în ideea ar trebui să fie destul de mult adunat prin chestiuțele astea și să îl împărțim cumva în trei. Uite așa, și să-l aruncăm pe aici să se facă. Până atunci pot să mai iau de aici un bloc și să fac un quadran. Uite, așa. Bam. Ăsta e rezolvat. Uh, prietene... A, ai nevoie de quadran. Serios, așa din prima. Easy does it. Și o să mai trebuiască o grămadă de chestii. Paturi și alte lucruri de genul ăsta. Paturi, cred că pot să mă duc aici să tund oile astea roșii pe care le avem noi pe aici și să fac rost de paturile respective. Tu de ce mai suferi? Mâncața și inima și sufletul tău. A, nu are o undiță. Pot din astea să fac rost de lână, de ață cumva? Ar fi foarte mișto dacă aș reuși cumva din toată lână asta să fac rost de niște ață. Într-un final, tânărul Eric o terminat de ab gradat toate căsuțele pe care le avem aici. Cred că sunt patru la număr, nu? Una, două aici, trei acolo și a patra undeva în partea aia de acolo. Ar trebui să fie se să vede acoperi și un picuț. Le-am făcut cu etaj și par destul de interesante. Bine, nu sunt extraordinar de wow, adevărul este că. Însă poți să intri pe aici și să te uși la etaj și aici mai avem încă două, avem încă două domni, avem două paturi. Am mutat practic patru de aici de jos. Aici au făcut un fel de living, cred, sau ceva de genul ăla. Și uite așa avem loc să mai băgăm încă trei persoane, cum ar veni, nu patru chiar, patru persoane în sătucul nostru. Și din ce am văzut, cred că există posibilitatea să putem să mai dăm încă o dată upgrade, atâta tot că ne trebuie două bucățele de glosson. Ne trebuie patru birch stairs, care nu e așa de mult, niște carpet, uh, ok niște oak trapdoors, încă un pat, niște dirt și ne trebuie glowstone. Dar încă nu am fost în nether. Și nu știu dacă am eu pe aici, pe undeva, glowstone. Din câte țin eu minte, n-am. Mai mult ca sigur, din câte țin eu minte, nu am glowstone. Dacă mă uit pe aici, prin rucsacul ăsta, nu. Aici nici atâta. Deși cred că aș putea să dau un dublu click aici. Nu? Nu funcționează cu dublu click? Nu cred că funcționează. Și aici nu știu sigur dacă pot să dau search, însă în astea, din câte știu eu, este posibilitatea să filtrăm și să scriu glow. Uite așa. Și atunci avem un filtru, uite, am o bucată de glow acolo. Aici n-am nimica. O, aici am patru bucățele de glowstone, aici iarăși n-am nimica, aici iarăși n-am nimica, dar îmi trebuie două blocuri întregi de glowstone. Și nu știu sigur dacă filtrul... A, bă, uite, funcționează și aici. Oh, ok, trei bucăți aici. Bun, Patru bucăți aici și cu încă o bucată de aici putem să facem bada bim bada bum, două bucăți de În ceea ce înseamnă că putem să mai dăm la încă o casă upgrade, oh that's nice that's very very nice îmi place aici 100% nu am și nu știu dacă funcționează la fel chestia și pentru storage-ul nostru pe care îl avem din colonie care e plasat undeva pe aici, ia să vedem noi, avem niște glowstone pe aici, oricum toate lucrurile de aici sunt uh, împrăștiate foarte, foarte haotic, din ce putem să vedem și noi. Bun, nu avem deloc. Până aici nu am găsit nimic. Nici aici, nici aici, nici aici, nici aici. Nici, nici, nici. Uh. Oh, două bucățele de gloson, ok. That's good. Încă patru aici, perfect. Așa, acolo nu avem nimica, nimica, nimica. Nada, nada. Aici nu, aici nu. Nici, nici are la Berries și nici aici. Ok. Ba, hai să închidem filtrul ăsta, că nu ne mai batem cap cu el. Păi totuși avem două bucăți de glosson, ceea ce înseamnă că putem să dăm cât de cât upgrade la una dintre case. Și dacă tot am dat upgrade la casele astea, pot eu frumușel, după cum vedeți aici în inventar, avem deja un university sau un bloc pentru university. Putem să punem universitatea ca oamenii noștri să învețe, să fie mai educați un picuț și atunci să-și facă treaba mult, mult mai simplu și mai ușor. Asta o să trebuiască să o închid până la urma urmei. Partea interesantă și nasoală în același timp este unde o să fac eu universitatea. Aia, aia e singura chestiuță cu care mă bat în momentul de față. Fiindcă aici avem o singură casă, în partea cealaltă, nu știu, parcă nu prea mi-aș pune universitatea undeva aici în capătul ăsta. Aici sus, în mod normal, e băiatul care taie la energie, ar trebui să-și bată capul cu zona asta și nu știu dacă ar fi ok să punem. Deși cred că ar arăta destul de mișto dacă am pune universitatea aici sus pe delulețul ăsta. În loc să o punem aici jos cred că ar fi destul de interesant. Oricum aici am pus ferma și pe lângă ferma am zis că o să umplu de fielduri din astea și după aia pe undeva ar trebui să punem și niște case. Cred că la un moment dat o să fiu nevoie să pun și un builder undeva aici în zona asta, fiindcă din ce am văzut, de exemplu când ne-am dat upgrade la casa asta de aici, la căsuța asta pe care se cei pe două ceancuri aici, ba pe patru chiar, what the heck, la căsuța aia când ne-am dat upgrade, Builder nostru de aici nu era cumva în raza ei ceea ce înseamnă că o să trebuiască să construim încă un builder aici care să ne ajute să facem chestii. Și o să fie mult mai ușor dacă o să avem doi builder, ținând cont de faptul că pe unul o să pot să-l pun să construiască treburi și pe celălalt o să pot să-l pun să dea upgrade la lucruri. Ia să facem noi un pic de curățenie pe aici. Ar trebui să am destul spațiu aici, dacă stau eu bine să mă gândesc. Așa un picuț, un picuț, un pic, un pic. Ar trebui în mod normal să am destul spațiu aici încât să pun universitatea și în același timp nici să nu l încurc prea tare pe băiatul ăsta ce se ocupă de tăiat lemne și alte lucruri de genul acesta. Universitatea din ce am văzut eu e destul de mărișoară. Un picuț cam prea mărișoară dacă mă întreb pe mine. Ia să parcem și asta de aici. Și dacă dau eu un click dreapta acum și mă duc aici la Education și pun University, e foarte mare. <laughs> e foarte, foarte, foarte mare. Blocul ăsta din ce văd e aici, la, în zona asta, dar chestia e că ea mai e în pământ băgată încă câteva blocuri. O, oh, și o să întrebească. Mama mea, o să întrebească chestii, un Hebel, o chestie de aia, o să întrebească niște. Din ce am văzut eu aici, într-una dintre părți, cred că erau bookshelf Dacă nu m oșelat pe mine privirea military, mamă, deci universitatea asta e pentru tot felul de chestii, uite, pentru zonă de military, zonă de nu știu ce, dar pe unde e intrarea? Lucru și mai important și mai interesant, pe unde este intrarea în această universitate? Ok, pe partea asta, deci aia înseamnă că eu o să trebuiască să o întorc o dată de două ori. There we go. Deci aici o să fie intrarea principală, practic, în universitatea noastră. Și acum hai să vedem cum ne o plasăm noi în așa fel încât să nu... Ups încolo vrea să duci, în așa fel încât să nu ne strice foarte, foarte tare treburile pe aici. Și practic o să duce duci un pic mai încolo, o să intri cu un bloc în pământ, Hop, dăm înapoi unealta, thank you very well. O să intri cu un bloc în pământ și o să fiu undeva pe zona asta, uite o vulpe aici, Hello, o vulpe. Ok, și intrarea dacă e aici unde copacul ăsta, în mod normal aș putea să fac o scară pe aici, un drum, o scară, și aia să vină direct în fața la universitate. Ceea ce înseamnă că pot să mai ridic cred că încă un bloc. Da, încă un bloc și poate să o ducem un picuț, un picuț mai încolo ca să lăsăm încă pe beatul nostru să-și facă treaba aici cu, cu, schemele astea. Bun. Dacă dau să o placez, Error on placement building on decoration partially outside of the colony. What the heck? Doamna profesor universitar Cali, începând de astăzi, o să fiți însărcinată. Am înțeles, vreți să vă ocupați deja, dar vreau să vă spun ce trebuie să faceți. O să fiți însărcinată cu educația tuturor membrilor din uh, mica noastră comunitate HAUG. Înțelegeți ce aveți de făcut? S-o dus deja să pună pe treabă. <laughs> Oi, bun, am terminat într-un final, mă rog, a terminat domnul Eric de construit... Uh, universitatea noastră și ceva de genul arată în momentul de față. Până la urma urmei am reușit să o pun aici, acolo sus, din nefericire. Mi-ar fi plăcut să fie acolo sus mai degrabă decât fix aici în zona asta, dar din nefericire nu reușeam nici cum să o încadrez în zona asta a micului micii noastre colonii, să zicem așa. De fiecare dată când noi construim o clădire se mai selectează încă unul sau două ciancuri pe lângă și ni se extinde cum ar veni colonia. Înainte cred că puteai să construiești cam pe unde vroiai tu în modul ăsta, dar acum, recent, din ce văd eu, nu prea ai cum. Trebuie să fie cumva în, în chenarul ăsta, în boundaries-urile astea pe care le vedem noi pe aici. Iar mie cum îmi place să las loc pentru viitoarele drumuri și alte chestii de genul acesta, E bine, e un picuț cam împrășteată colonia, să zicem așa. Mă rog, împrășteată. E o distanță un picuț cam mare între clădiri și alte chestii un de genul acesta. Iar au vrut să fugă cuvintele de mine. Însă, așa arată deocamdată universitatea noastră. Este la nivelul 1 făcută deocamdată, deocamdată. Și din ce am văzut eu, pentru nivelul 2 o să avem nevoie de ceva chestiuțe din Nether. Dacă îmi permiteți mie să dau fugă până aici sus și să dau Build Options. Așa, avem nevoie de... Ce avem noi nevoie din Nether? De fapt, nu cred că avem nevoie de nimic din Nether, dacă stau bine să mă uit. Chiar am putea să-i dăm upgrade, dacă mă întrebați pe mine. Un item frame nu este greu de făcut. Spruce door, salea nu sunt o problemă. Curse door avem. fence-uri și alte chestii. Blue carpet putem să facem. Un lectern 100% pot să fac. Flower pot iarăși ar trebui să pot să fac. Chainmail chestplate. O să fac un chainmail chest plate. Dispenserul iarăși nu i foarte greu de făcut. Ar trebui să mai am, cred că, ață. Dacă nu stau și bani niște păianje pe aici până fac rost de ață, nu se pune problema. Și pumpkin. Aia sunt micuța noastră problemuță, că nu știu sigur. A, uite, mai am aici. Mai am pumpkin, perfect. Și c h a n Chainmail-ul ăsta, să vedem. Ok, bun, se poate face din Iron Agis și cu Iron Ingot. Perfect, aia înseamnă că putem să-i dăm upgrade. Putem să dăm upgrade la nivelul 2 la asta, ca să nu fie la nivelul 1. Trece aici Build Options, adică toate clădirile de aici sunt făcute la nivelul 2, numai tu să rămâi la nivelul 1 și dăm un upgrade direct. Tot timpul la clădirile astea care sunt un mai la distanță, după cum ziceam și mai devreme, trebuie neapărat să le, dă, să le selectăm Builder-ul, fiindcă Builder-ul e un cam departe de clădire și atunci nu și -o cum îi spune, nu o selectează automat, nu o selectează automat pe el ca și builder, nu o găsește. Ceea ce înseamnă că undeva pe aici, prin zona asta, ar trebui să mai facem încă un builder shack. <sighs> și asta probabil că o să o fac, nu știu sigur, ori o să o facem în episoadele următoare, ori dacă vă surâ de ideea și dacă vreți să facem treaba asta, putem să mai dăm upgrade la câteva clădiri să ne ocupăm de niște chestiuțe pe un viitor livestream, dacă vă place ideea asta, bineînțeles și vreți să vedeți un livestream cu Life in the Village. Dar vedem pe parcurs. Aștept, aștept comentariile voastre. Până atunci o să-l ajut pe tânărul Eric. O să încerc să-i fac roz de toate carpeturile și de toate nebunile de care are el nevoie. Și ne vedem după ce o dat upgrade la, la chestiuța aia de acolo. Oh, ce nu-mi doream eu să fiu atacat din nou de vikingi Uite-te și tu, uite acolo licorabia ceapa, mamilor. Dar măcar mă aduc chestii bune ăștia, din câte mi amintesc. Mai am încă 13% din, din clădire, 13% practic trebuie să mai, să mai facă Eric și să termine clădirea, așa că o să mă duc eu frumușel pe aici, uite așa, o să le fac o schemă și o să mă duc pe suie, o să not pe sub apă, ea ce o să-mi faceți, mă, hă? Ce o să-mi faceți? Că tu cu arcul nu poți să mă pălești? Mă palit un picuț, da. Oh, Who wants um, am vreo șansă să îi le fac o schemă la ăștia cu arcul și să urc pe undeva? Pe unde pot să urc? Pe unde pot urca în barca lor ca să le dau șmec, mă? O să mănic, o să mănic, o să mănic. Pe partea asta, ok. Ei, chestia că în bărcile astea de obicei sunt niște spawnere. Aia e singura, singura micuță mare problemă. Și trebuie să vin aici frumos să le sparg spawnerele astea. Uite așa. Să le dau mare bucată peste ochi la ăștia. Ia de aici. Sabia asta ce am făcut-o... Nu știu ce se întâmplă cu ea, dar nu prea dă damage, aia Aia e problema din ce am văzut eu. Și acum mergem aici jos, că aici jos trebuie să mai fie încă două uri Aia zic. Bam și bam. Partea foarte extraordinar de faină e că de fiecare dată din corăbile astea pot să fac rost de un pic de luminiță, pot să fac rost de niște cărți care o să-mi folosească pe viitor. În butoiul ăsta de obicei există loot. There we go. Vezi? Aia zic, aia zic. Aici iarăși. Ho -ho. Nice loot. Frumos. Îmi place. Dăm un ghiozdan care e gol. Uite de tine o să am nevoie și o să dăm un clic dreapta și să băgăm aici tot lutul pe care îl ciordelez noi de aici, de la băieții ăștia. De obicei ăștia, uite, da, îmi dau și glowstone. Aia e schema și mai faină. Că de obicei gușterii ăștia au și glowstone pe aici prin, prin, chestiile astea lor. Ia să facem noi cumva să trecem pe aici așa frumos, elegant. Pam, pam, pam. Ne uităm stânga dreapta, nu găsim nimic. Niște paturi, astea le putem lua. Ăsta se ia care lut. Ăsta se ia care lut. There we go. De obicei găsești, uite, culori, cărți, glowstone, ață, alte feluri de chestii, grâne și așa mai departe. Dar, sincer să fiu cu voi, decât să trebuiască să te duci până nu știu unde după ele, prefer să le iau de la ăștia din, din cuferile astea. Aici, iarăși, ar trebui să găsești niște chestiuțe legate de mare și ocean. Aia să punem astea aici așa frumos, rapid. Glowstone-ul lasă-l aici, că o să avem nevoie de el pe viitor. Perfect și putem să punem blocosul la loc. Și acum pot să le lutez practic toată barca, odată ce am bătut. Sper ca prietenii mei tovarăși, adică cavalerii, mese rotunde, sper să se descurce cu ăștia, să nu, să nu aibă probleme cu ei. În teorie n-ar trebui, că sunt destul de descurcăreți, au săbi de cupru, treburi, chestii, socoteli. Ar trebui să le facă față în mod normal la gușterii ăștia. Invadatorii au fost învinși și este pace și liniște în Haugr din nou. Corabia a rămas încă acolo, de asta mai avem încă și ceața și bara aia care scrie acolo sus, Northman în Nord-Vest. Corabia rămâne încă o bucată de timp acolo ca să putem să o lutăm, după care se despanează din ce mi-aduc aminte... Dar eu am adunat doar chestiile de care am avut nevoie. Practic am spart toate cuferele și toate barrelurile cu lut și cam asta este lutul pe care l-am găsit pe acolo. Am strâns standing barrelurile și laying barrelul ăsta și framed spruce planks-urile astea care arată destul de interesant. Și pe lângă asta am mai luat de pe acolo niște nether brickuri împreună cu niște black concrete și red concrete. Alea de obicei sunt puse pe lateralul bărcii sau corăbii sau whatever, ca să arate ca și niște scuturi sau ceva de genul ăla. Și din ce am văzut la unele clădiri, o să-mi ceară mai încolo ster, scări de nether brick, așa că de obicei le iau când se întâmplă treaba aia. Tânărul Edward văd că își fac ce treaba pe aici, mai are încă 2%, practic trebuie să mai pună torțe din ce văd eu, 12 torțe, o ușă, un item frame, o sabie, două chestplate-uri și încă două armor stand-uri și o cam terminat cu toată clădirea asta. Ai de băiatul meu, doi, două torțe, ok, o terminat cu torțele, o terminat și cu armor stand -urile. în teorie. Perfect, gata. Bada bim, bada, uuuu, ce artificii frumoase. <laughs> I finished building the university at bla bla bla. All land within one chunk of university has been claimed. Okay. Deci practic tot pământul la un chunk distanță de universitate a fost uh, claimuit, adică e a nostru momentul de față și putem să construim pe el. Și universitatea, well, dios mio, e destul de mare și destul de frumoasă, zic eu. Deocamdată din lemn, dar pe viitor o să, o să devină mult, mult, mult mai interesantă. Aici aparent e zona pentru cavaleri, cred eu, și pentru infanteria noastră. Nu înțeleg de ce ăla acolo, bugada. Mă rog, treacă, meargă de la noi. Aici sus, ok, tot așa, chestii de învățat. Aici stă Kelly, care este doctorul nostru universitar, ce o să ne învețe sătenii să citească și alte lucruri. Nu știu sigur ce e aici în spate. Pare a fi un fel de bibliotecă or something, dar ar trebui să scrie, dacă mi-am amintesc eu. Civilian, ok, trebuia să fie o ușă aici, mă pare nu îi. Din coace o să fie combat și aici avem technology. Ok, ok, Interesting, interesting, cineva a urcat la etaj. Cine-i? Malaisia! Avem doi profesori acum? Mamă, ești nebun la cap? Avem doi profesori universitari, domnule! Care să ne învețe copiii de acum încolo. Ha, o să devină educați, cheme trebuie, să Bă, tu... Hai. Ai o ușă în inventar cumva? Ai, normal că ai o ușă în inventar. Ce Ceapă, capitale. Ușa aia trebuia să vină aici, acusă. There we go. Yes. Așa, băiatule. Trebuia să fie ușa acolo. Mai uită și el. Ei, încă nu e foarte, foarte cizelat modul ăsta din punctul meu de vedere. Că, din ce văd eu, mai uită să ia blocuri din anumite locuri sau uită să pună blocuri în anumite locuri și așa mai departe, dar tot e bine și frumos. Tot arată destul de mișto pe aici, pe la noi prin sat. Și, din fericire pentru noi, am ajuns la. Dacă ne uităm aici undeva. Hostile World, ok, aici avem o banană și mi-a dat încă 5 banane, superb, extraordinar, domnule. My Colony, aici avem aici chestia asta și trebuie să ne luăm de aici frumușel chestia asta, uh, reward-urile. Și de aici am putea să ne ducem mai departe pe mai multe lucruri. Putem să ne ducem pe un Plantation, nu știu sigur ce înseamnă chestia asta, dar o să vedem pe parcurs. Enchantress Tower, ăștia poate să înceanteze chestii cu xp școală, deci nu știu sigur dacă universitatea ne învață să teni sau trebuie să facem o școală și o librărie pentru treaba aia, dar putem să facem un spital, ceea ce e foarte bine, sifter, ăsta nu știu sigur ce caută, barăci, aici în mod normal o să putem să ne upgradăm cum ar veni cavalerii noștri, aici la blacksmith Hut din câte știu eu, ăsta ne face unelte dacă îi dăm lucrurile de care are nevoie, aici nu mai țin nici ce se întâmplă. La Somil am așa o vagă impresie că aici o să se producă felul de chestii din lemn. Și sunt făcute toate lucrurile astea în așa fel încât în momentul în care, de exemplu, un builder cere, să zicem, scânduri de oak, o să se ducă comanda la Somil, o să facă acolo scândurile de oak și o să le trimită builderului sau dacă are nevoie de scări de oak sau slaburi sau garduri sau alte chestii de genul ăsta, toate se fac așa. Până la urmă, urmă o să trebuiască să avem toate, toate clădirile pe care le avem aici, să le avem făcute prin zonă, pe aici, prin preașmă, în așa fel încât satul să se susțină singur. În momentul în care eu îi dau upgrade la o clădire, să avem toate lucrurile necesare într-un warehouse undeva și curierii nostru sau curierii noștri să ducă toate nebunile și toate materialele la Builder hut respectiv. Fish and Farm, ok, aici pot să iau mult mai multe chestiuțe din ce văd eu că am tot descoperit câte ceva de pe aici, de pe colo. Neptune's Bounty, ok. Interesting. Um, ce mai avem de pe aici? A, ah, uite aici mai avem încă o chestiuță. Pam, pam, pam. There we go. Ok, o să le iau pe toate data că văd că tot sunt chestii și nu le văd în momentul de față. Getting started. Ce mi-a dat aici? Ah, pentru că am găsit un empty Ok. Fair enough. Îmi place. Me gusta. Și mai sunt ceva acolo. Dar, unde vreau să ajung era la Playtime Reward. Am ajuns la pragul de 190 ceva de zile în momentul de față. Și nu mi-am mai luat reward-urile de nu știu când. Wow, nu mai am loc pentru ele. Deci, practic, putem zice că undeva în vreo aproximativ 200 de zile noi am făcut tot ce vedem aici. Tot sătucul ăsta, după ce o să-mi pun eu reward să mi scap de ele, uite așa, ca să-mi fac loc în inventar. Tot sătucul pe care voi îl vedeți pe hartă, pentru că n-am cum să vi-l arăt de sus în momentul de față, toate casele astea, universitate și toate nebunile de pe aici, am reușit să le facem în aproximativ 200 de zile de când am ajuns să ne stabilim în zona asta. Sunt mândru de Eric. Și de mine, de altfel. O construit Eric în aceste 200 de zile de deci rupt picioarele și mânuțele și încheieturile și toate lucrurile. Tot ce vedeți aici ai construit de el. Eu doar l-am ajutat cu planificarea și cu resursele. Și aceste lucruri fiind spuse, mai oameni faini, aici o să încheiem episodul de astăzi. Toate lucrurile astea am reușit să le facem în 200 de zile, plus minus. De-abia aștept să vedem câte putem să facem în 365 de zile, adică un an de zile petrecut în Minecraft, aici, în colonia noastră, Haugr. Chiar sunt curios. Chiar sunt curios să vedem ce o să se întâmple până când ajungem la un an de zile. După cum ziceam, aceste lucruri fiind spuse, aici o să încheiem episodul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine și să ne vedem cu bine pe data viitoare. Până atunci, să aveți grijă de voi. Ceau les!